Am citat. E filmat deja. Ia că vine, ia că vine. Tu un medic. Bună ziua, mă numesc Andrei, sunt membru de echipajul Zmor. Cu ce vă pot ajuta? Bună ziua, uite, am și eu nevoie de un ajutor. L-am cam dat peste domnul ăsta. Puteți să-l ajutați, dacă vă rog? Domnul medic, unde ești? Da, pot să-l ajut. Ajutați-l, vă rog frumos. Aoleu, nu mai are puls. Ajutați-l, vă rog. Mă, dați un vinișor, da. Mi-am durit coloana. Domnul, vezi că faceți în altă parte, domnul. Nu știu ce ziceți dumneavoastră, dar eu fac. Eu facem pe mai jos de burta. Ai, eu loc. Da. Bine! Să dau niște bandaje. Stai aici. Bine, pa, nu? Îți spune ăla, vezi că am leșinat și tu îi spui bine, pa, nu? Eu? Bă, nu, dați-mi și mie primul ajutor, vă rog. Stai să ne așteptați. Așteptați să vă lipesc bandajele. Domnul medic, ți-o lua mașina, domnul medic. Domnul Nițu? Colegul ți-a furat mașina. Stai să te așa împărăștea mea. Îi dau apa, îi dau apa. Ce-a pătit colegul bă? Să-i îndrept oasele cât de cât ca să poți să-l bag în spate. Deschide-și ușile ca să poți să-l targa. Stai să mă rog să deschid că... Normal se deschide din spate. E închisă. Cred că s-au blocat ușile, domnule. Stai că m-am băgat înăuntru. Stai puțin, stai... Stai că m-am băgat înăuntru. Duneți-vă jos ca să ușa targa, să ușa targa. Deschide ușa, deschide ușa. E deschisă, e deschisă. Păi, deschide ușile să poți să ușa targa, că nu pot. Hai, deci domnul medic ăsta mor aici. Păi, tati, nu vezi că colegul meu închide ușa la ambulanță, nu știu ce face. Se joacă cu ambulanța, nu vezi, se joacă cu butoanele, haoleu. E deschisă. Păi, e deschisă. E deschisă. E. Păi, da, e deschisă. Cred că mai repede îl duc eu la spital. Am luat eu targa, să-ți am luat targa. Uite, ce este aici. Puteți să vortați pe aia? Sau trebuie să-l ajut să vă puneți cu fundulețe pe aia? Lăsați-l jos, dar nu știu dacă îl puteți ridica numai dumneavoastră cu targa aia. Haideți să încercați să ne urcăm pe aia. Încerc. Opa și... Da, este suficient. Stai să vă duc. Cum ați ieșit pe colegul dumneavoastră să mă ajute, că mai mult ca asigurare vreo 60 de kilograme și pe o persoană... Hai să ridicăm, colegul, hai să ridicăm. Da, colegul, hai. 3, 1, 2, 5. Bun, hai, m-am mult de-am tras eu de-aia. Hai, 2, 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 bagă, ba, ba. Intră-ți domnilor la volan, că nu puteți să urcăm. Stați puțin. Îl țin eu, îl țin eu, colegul. Vă țin eu, domnule. Încă o dată. Bun. Hai, domnul, că mă duc și eu cu dumneavoastră. Mă, sta lui în spate cu... Da, pune perfuzia. Gata, cu apă. Dați să vă deschid și ușile în spate. Închis ușa. Hai, nu ai ușor, ușor. Așa. Bun, haideți să deschid arca. Haideți, domnul medic. Acolo pe scări o să vă iau eu în cărcă, domnul. Te vreau din cărcă. De aici nu am putea să urcăm cu targa, să coborăm cu targa jos. Da, m-am urcat. Bun, hai. Domnul, vedeți că am dat un pic cam tare, costele alea cam dur.
ești domnul medic. Bun. E necesit, trebuie să fac o operație, nu? Nu, necesită un RMN să vedem dacă are multe coaste rupte, adică dacă are câteva coaste rupte, nu este o mare problemă, da. Adică nu este o mare problemă, este doar un mic gips, dacă are multe coaste rupte și trebuie neapărat să fie operat pentru a repune coastele sau are oase sfârmate, trebuie să facem operație, pentru a pune tijă. Și cum mă costă operația asta? Cum avem? Nu costă operație, costă afișa medicală. Ah, gata, bine, la începutul meu a apărut. Mersi, frate. Plătesc eu pentru el. Cât era cu aleu, că nu mai știu exact. 4.000 fișa medicală. Ah, da, 4.000. Postul, te rog eu frumos pe targă. Uite că de la șipul. Stai puțin, uite că-ți fac eu mâna. Uite, te-ți fac aici cu piciorul. Bun, hai. Stai acolo, poți te întinzi dacă vrei. Și voi să parsezi zona de aici, trebuie să-i fac radiografia. Stau eu cu el aici. Domnul medic, îmi puteți dau pastele, că mă doare tare o capul. Cum v-ați simțit, domnul? Poftin? Nu, domnul de aici. Dar ce s-a întâmplat? Mai știți ceva? Ce? Pur și simplu nu m-am asigurat și a venit domnul, dânsul n-are nicio vină. Am ieșit în mijloc autostrăzii ca prost. Lăsați, domnule, că o să fiți bine. Repet, pormim în 3 secunde. Stai să mă acopăr, ok. Hai, colegă. Cred că aparatul ăla e cam stricat un pic. Se pare că e destul de ok. Nu zic combutul ăla scoate. Mai puțin mână. Da, mai mult trebuie să aferiți să pună mână acolo în față. Da, și asta e o chestie bună, pentru că nu s-a făcut altceva. Da. Domnul medic, cam tu așează-i mâna, că eu mă să fac gips. Gata. Domnul medic. Da. Dar eu când am dat în el, pe i-am dat direct din plin, mână. Da, domnule, cam... o să... Nu știu, vreau să zic că l-a luat mai mult în lateral decât l-a luat... La coastă, cam pe acolo, pe domnule, o să vă așez mâna. Coasta cu mâna, da, am văzut și eu la coastă, și eu la coază. La coastă este puțin îndoit. Nu este nevoie de operație, este nevoie doar de un gips și puțină răbdare. Până se va așeza domnule, la loc. Dacă o să vă doare, să-mi spuneți, ok? Păi tu, fii atent, ca să... Că trebuie să-i punem coasă la loc. Stai puțin să-i fac o injecție adrenalină. Domnul medic, am și o întrebare. Bun. Haide puțin până aici. La sistemul muscular, ce-i chestia asta de lângă burtă? Aaa, ce mă doare aici, bun. Aaa, mi-a băgat de lângă. Stai, care? Asta. Așa, bun. E... Bă, colegul. Da, ce e cea de jos, gen cea de jos pe lângă picioare, este cetura pelviană. Nu, mă refer că aici e asta de lângă stomac. Din la stomac. Poftim? De la stomac? Sistem acel muscular. Nu mai știu exact. Domnule, unde sunteți? Stai puțin că nu prea înțeleg, deci unde sunteți dumneavoastră? Sunt jos, așteptați-vă. Domnule. Păi vă aștept aici. Da, stai puțin că ne trebuie nouă mai întâi cazul. Adică trebuie să-l face pe domnul, să fie bine. Colegul i-ai băgat injecție. Păi acum mai fac, gips. Ok. O să încerc să-i îndrămână. Fii atent, tu îndreaptă unde sunteți, domnule, să scobor mai jos? Trebuie doar să-i așezi. Au, mă doare stomacul și capul, a găsit în cap. Chiar ca să-l așezi din cutia toracică. Încerca să presezi cutia toracică și să tragi puțin de ea, în dreapta. Mă pun aici lângă. Gata. E că este bine. V-a durut, domnule? A, nu, hai că am făcut gips, am făcut gipsul pentru mână. A, nu, că asta că a avut injecție, nu. Mai bine e fi atent, ca să nu trebuie să-l punem aparatul de stângere a coloanei, nu stângerea coloanei, de îndreptare. Da, înțeleg. Dacă vrei,
să-ți dau ceva pe asta. Stai că pun, stai că pun în gipsul. Colegul, leșină-l și tu pe asta. Ușor, ușor. Ma, așa mă pot duce acasă acum? Stai să iau și niște vată să am ușor acum. Stai puțin de... Domnul ducă gunoiul și pătrele noastră. Au, au. Cred că începe să simtă colegul. I-a spus mâna la loc. Da, da. Nu este vorba, nu e vorba de mână. I-am tăiat, i-am tăiat doar puțină vadă pentru că era prea multă. Da. Păi mâna trebuie pusă înapoi dacă e dislocată. Păi da, și am pus-o eu. Și acum colegul, păi, i-a pus gipsul. Ia uite la rotilă, ia uite de la rotilă de la picior. Domnul, cum vă simțiți acum? Cum se simțiți la rotulă? Ce ce acolo de la genunchi? Bă, fii atent, deci am făcut un roleplay cu medicul ăsta părlit și fii atent, că zic că ca să mă adoarmă și a început să mă bată până a murit. Nu pot să-l mișc, uitați, te mișc un pic de tot, da. Bă, doare că dacă pun mâna... Aaaa! Olo, olo. Astăzi vă dau. Colegul e sus puțin. E că e ceva altceva. Domnul Mirici. Vă dau un Nurofen. Nurofen? Văd că începe să faceți, să începe să văd că faceți temperatură și nu-i prea bine. Corona. Ce corona? Domnul, pentru un accident nu se dă Nurofen, domnul. Și pentru temperatură se pune pe compresă cu apă rece. Domnule, noi suntem medici aici. Și ce am învățat medicină? Stai liniște că la facultate de medicină din Oradea am fost. A dus și mie acea vestă care o punem pe spate. Și odată ce costele sunt rupte, nu prea e ok. Nu prea se tratează numai cu un gips. Am pus gips la mână. Vă rog cum să mă lăsați să-mi continui. Bine, nu-ți fac numai... Ia colegul. Da, mulțumesc. Stai. Stai că trebuie să mă urc și să-l întorc. Bine, și cum fac? Dacă vreți, vă aveți totul meu vasă sau merge la bancă? Dacă îl ține pe 4.000, da de ori? Așa, colegul, bravo. Da, na. Sper să supraviețească. Da, da, când colegul este profesionist. Eu sunt mai un pic mai, eu sunt ajutor pentru că sunt cam la început. Haideți, domnul, lucrați acolo, domnul, că păcat de cele trei coste rupte. Lăsați, domnule, și cu acele coaste o să supraviețuiască. Deocamdată nu prea. Respirați, da. Începe să fie un pic mai grea după trei coste rupte. Vă doare burta? Abdomenul mai mult. Mai exact dacă vă doare rinichiul, pentru că s-ar putea să, să fie ruptă... Nu, nu. Am înțeles. Auzi, poți să te întreb ceva? Domnul medic. Spune. Fă-te rog un control la rinichi. S-a mai avut un prieten care, din păcate, din cauza unui accident, atunci nu s-a aflat nimic despre rinichiul lui, dar după aia a explodat. Era să explodeze, scuze. Stai, încep să nu după rinichi. Uite, deci o clipă de neatenție, ce poate să fac? Doamne, mai bine zice să-l anesteziați puțin, ca să puteți umbla acolo la rinic, să controlați. Dacă e caz de operație, să puneți și mâna. Mai bine ar fi o operație, pentru că văd că nu este niște oase sfârnate. Oasele rupte la abdomen. Oasele rupte la abdomen. E deja un pic am o problemă din cauza respirației și splina. Uite-te și la splina și după la rinichi. Te rup, dă-te, colegul. Coloana. Coloana, spatele, abdomenul.
Da, coloana nu pot să umblu momentan, că am pus vestă și... Trebuie să o dau jos. Dacă doriți un scaun. Nu doresc, domnul, nu doresc. Okay. Mulțumesc frumos, o stare cu ce trebuie să sper să trească. O să trească, domnul. Ce boli suferiți? Aveți hernie? Aveți hernie umbilicală? Descardiac? Nu prea am avut eu probleme cu sănătate. Colegul, te îmbraci tu pentru operație? Da, colegul. Tu te ești îmbrăcat cu sănătate? Da, colegul. Totul va fi bine. Am toată încrederea. Să sperăm. Domnul medic. Da. Aș putea crea o soluție, o injecție, să spun așa, care te amortizează, se folosea pe al doilea război mondial și pe primul. Un fel de metafetamină gen, cred. Care amorțește durerile. Domnul medic? Da. Aș putea să creez acel medic? Parkour? Asta. E cea această injecție? Păi de ce? Păi pentru că durerile sunt foarte mari. Păi, și mă gândesc că poate ajuta. Eu să-i facem noi o anestezie să doarmă. În timpul operației. Păi vă ajută, această injecție a fost folosită în al doilea război mondial și primul. A, dar cu alegat. Geamurile, bro. Ce să te îmbraci, mă? M-am îmbrăcat. Ești tot la fel. Nu. Stai, mă, să mă îmbrac eu, stai cu el. Stai cu el și ai grijă să nu îi se facă rău. Da. Dacă îi se face creață. Domnul chirurg. Lasă-l. Am găsit aici, haideți puțin până aici, un spray de ăsta galben care se folosesc la operații, lovituri și un alt arsuri. Vedeți că poate chiar e bună pentru înainte de operație, pentru a se dezinfecta. Da. Azi, domnul medic, cu dumneavoastră împreună am învățat la Oradea, la facultate. Da? Știu că se poate, da, am făcut colegi de clasă. Da. Mirel, tu ești, mă? Da, Ius. Haide că omul ăsta... Gata! Nu, lasă că omul... Că am suferit un accident mai grav. La mă, dă să-i dau părană. Colegul, dezbracă! Dezinfectați puțin cuțitul. Da. Dați să iau și niște vată. Uitați, aici este cuțitul. Hai că-ți ține și lumina. Gata, băi, mersi. Domnul, am și eu, dacă vă aveți nevoie. Au și un cuțit de aici. Așa. Îi tai haina. Să mă urc sus. Așa. Ai început deja operația fără mine, colegul? Nu, îl dezinfectez. Bun, vezi că e sus, colegul de la Smordei. Sus, un om care vrea să facă un control. Poți să duci să-i faci tot controlul cât timp noi facem operație și dumneavoastră să liberați zona. Bună, medic, vă dau și eu, că am fost coleg cu domnul chirurg. Da. Cum să vă spun, da, n-aveți voie să stați aici dacă nu mai sunteți medic. Ba, da, sunt. Bă, rog, cum o să liberați zona. Colegul! Ce cauți, mă, ce ai afară? Hai, fii atent, deci, ai făcut anestezia? Da, și l-am și am... Bun, colegul de la Smor, du-te cu, fii atent, du-te cu, cu celălalt băiat, ori... Oare du-te și ia apeluri, pentru că ai apeluri. Noi facem operația. Gata, am luat apelul. Ok, ce mai... Pa, colegul. Stai puțin, stai să luăm. Ai luat vata, ai adus vata? Da, aici. Stai că aducem și astea, să avem cu ce să tăiem și... Vreți injecție de aia de adrenalină? Da. Câte? Bun. Nu știu, 3. Unde e? Îi facem acolo. Ai dat vestea jos? Da. Că l-am dezinfectat. Înțeles. Cu spirit, da? Bine. Le dezinfectat bine, da? Da.
Începe să mă uit. Tu uite de cu lanterna, că trebuie să mă uit. Gata, domnul, 900 de lei. Uite, încep să tai. Domnule, și cu despărțitorul, încep să tai. Hai, încep să tai, tu trebuie să scoți lanterna, că tu văd și ceva aici. Nu prea am antenă. Mă ascund aici, că nu-mi place. Hai, băiatul, du-te și ia, până atunci nu începem operația, până la lanternă. Ce nu pot. Nu, n-am gradul ăla, zice că nu. Domnul, nu. Am eu lanterne, domnul. Poftim. Poftim, domnul. Bun. Deci, colegul, tu adu-mi aici despărțitoarele. Și o tijă. Zim dacă vrei să îți aduc ceva. Două, trei tije. Adun două, trei tije. Despărțitoarele. Ok. Dacă mi se... Nu, stai. Mini flexul okay. Pentru așa. Acele. Acele ia să-l coasem după, mulțumesc. Acele să-l coasem. Ok, și ace. Și sfoara de cusut. Plus de asta duci și niște bandaje. Și bandaje, ok. Da, da. După o să stea niște zile internat aici pentru... Ia hodă cu el. Mulțumesc. Oh, mamă. Mirele, stai fără grijă că știm ce facem. Vă țin bine lanterna? Da, da, e bine. E făcut anestezia? Poftim? E făcut anestezia să dormă? Da, ți-am zis că da. Dacă vrei, ai mai fac una, dar după aceea o să fie o doză prea mare. Și, da. Unde anestezistul, bro? Adu și mie două șurubele. Gata, acum colegu. Gata. Mulțumesc. Domnul medic, curățați bine pe acolo, dacă vă rog. Să nu rămână ceva urme. Da, o să curați puroi. Adu și tu borcanelul de să pun puroi. Da. De puroi. Zic de... Mamă. Nu-i de puroi, domnule. Ia colegul. El de altă fază. Am pus lângă tine acolo. Dar nu s-aude că lucrează. Mă... Descre cu X, face. Nu mai are bucăți din coloană pe acolo sau ceva, eu știu. Nu, că le-am extras. Haide, bă! Cât de repede, bă, oare supraviețuiește sau? Hai, domnule! Colegul, da, toaletul de la rece, de la 1000-1020 grade, nu? De la dezinfectat, nu? La... Da. Mm-hmm. Sigur nu sunt alea folosite. Nu, colegul, e să noi ne auzi. Eu le-am desigilat. Dar nu cu o sărană, nu faceți nimic, nu?
colegul. Dar văd că are poate ca o pată de sânge. Am curățat și toate rănile. De aceea de la caz, le-am curățat cu betadine și cu gamberii. Deci de-aia s-a putut așa, ok. Bă, Marcele, dar tu de ce nu te faci medic, mă? Dacă tot ai făcut cu mine facultatea. M-am dus pe altă cale. Ce cale, colegul? Da, să vorbim noi. Am înțeles. Bă-s polițist, domnul. Domnul polițist? Sub acoperire. Am înțeles. Mă rog, înainte am lucrat și la garaj, am avut grijă de animale. Na, medic. Normal. Adu și mie... adu și mie niște bandaje mai elastice. Acum asta e putere, că știu că ești aici. Asta primește un alt. Vreau un bandaj mare. Da, o să poate. Că să ține tot corpul. E ultimul colegul să-i spunem la... Îi spunem lui Nașa să mai ia. Că e cam ultimul. Rana sau corpul, fășor? Colegul. Deci tu ai făcut înainte, ai făcut de toate, da? Da, colegul, normal. I-ai pus și aer, da? Da, da. La aparat. Normal că da. Păi altfel cum nu? Păi altfel cum ai trăia colegul? Nu știu, bun. Lasă-le ce să stea, după practic, după ce până se trece de anestezia. Dacă vrei, stau eu. Să stai cu el până... Bun, domnul, când mă costă? O să stai aici vreo 2-3 săptămâni. Domnul, când mă costă? Vreau să veniți pe mine. Colegul. Stai aici. Dacă se trezește, să vii pe căscuță, ca să te anunți. Păi, sunt pe căscuță, dar știi că am închis-o. Da, stai. Hai să stau, nu? Pentru că avem și noi colegi mai care mai religioși de fel. Corect. Ca tine așa. Bun, domnul, cât mă costă atunci? Nu direct, domnul, acum trebuie să fac o fișă medicală. Să fac o fișă medicală, știți numerele lui? Nu știu. Nici n-am apucat să-l întreb, domnule. Am înțeles, bun. Nici măcar nici unde stă, nici ce de telefon, direct bun. Acolo, din față, de casă, nu s-a aruncat în față. Păi, atunci ar trebui să stăm până s-ar trezi. Știu eu cum îl cheamă, că este un prieten. Îl cheamă Șpriț. Șpriț Ion. Sigur? Da. E Șpriț, data naștere? Mi se pare că e născut în... nu știu, parcă... E pe... 5-a, 4-a, ce anul nu mai știu exact. Cel mai bine așteptă să se trezească. Da, cel mai bine. Păi poate sunt informația eronată. Nu, aș știu că îl cheamă Șpriț. Da, este prieten. Bun, hai să facem locul până se trezește și facem loc pentru... Sper că nu mă duceți la morgă, domnul medic. Nu, coleg. Vă duc în alt salon pentru a face... Colegul, da, am și o întrebare. Ai ceva asta el. De ce avem, tu ești diferit de la picioare și eu gri? Nu știu, e ceva asta el, că văd că infermiera i-a pus și o păturică. Da, se ocupă doamnele. Normal, ai în caz de arsuri. Da, aici da. Ar fi bine să-l fi pus. Da. Dacă îl puneam acolo, nu aveam lumină. Și da. Îi spunem ce colegi? Un infermier sau nu știu unde le să internăm colegul. Cred că unde a zis nu știu, cred că acolo, unde ai zis tu. E un loc bun. Că asta e mai mult o sală de operație, da. E chiar așa e. Da. Mă rog. Mă rog, și aici, mai față în sală de piață.
Că au trecut vreo două ore deja. Aolo. Mișcă. Aolo. Trezește, anestezistul, le trezește-l. Gata, stai un pic. Dacă nu își poate înghiți limba. Alo, domnule. Alo. Alo. Văd că mormăie ceva, dar nu știu ce vreau să zic. Este, cred că este tot sub anestezie. Colegul, ce facem acum? Mă așteptăm, las că să doarm. Văd că vrea să zică ceva, dar nu știu ce. Lasă-mă să doarmă după operație, așa e. Las, colegul. Bă, ce mi-a făcut, mă? Ți s-a făcut o operație. Operație la ce? Coloană. Aoleo. Nu o să mai pot să te, să te miști prin casă, o să stai numai în pat. Nu prea trei luni, dar nu. Am acasă. Nu puteți să, să vă duc, o să trebuiască să stați două săptămâni la noi și după aceea să vedem cum vă, cum evoluează starea minte, dumneavoastră. Minte, colegul meu, nu. Deci la ba noi da. Să stați, nu, minți. Deci la noi o să stați o lună pentru că măcar să vă ridicați și după o să vă ducem noi puterca la dumneavoastră casă. Eu am vrut să zic o două, să stea, eu zic să stea, o să, eu zic o lună, stă la noi aici, să vedem mâncare bună. Pentru că nu-mi dați orez pisat. Avem mâncare bună, domnule. Cartof cu bătaie. Cartof cu baiu. Nu, domnule, serios, chiar avem o mâncare foarte bună. Da, da. Păi vii la spital să te faci bine, nu să te încrași, mă. Coi. Da, da, nu vreau să mănânc nici apă chiar. Depinde, păi este se... apă chioară, să vă zic, deci avem pizza făcută de casă. Da. Avem cerbă de perișoare. Oh, că mă internet și-o imediat. Preferata mea. Mă internesc. Avem friptură la grătar pentru cei care sunt bolnavi de burtă, care au probleme cu burta și nu la spital. Ce mic, mă? Ai mâncat totul sau ce? Dă-mă și mie una să ajung și eu în spital, că îmi place. Nu, colegul, nu. Dar nu-s coleg, mă. Am fost la Oradea. Da, în fiecare dimineață se bea borș, ca să înțelegi. Da. Asta e ce mai rău. Da, se bea borș. Se bea câte un pahar de borș în fiecare dimineață. Ce să mai dorm un pic aici? Pune acolo pene sub cap și adui un cărucior, știi? Stai să-i pun o pene, că știu că aveam aici. Poate putem să-l ducem pe acasă, gen. Că aveam aici o pene. Îmi pune acolo. Domnul medic, domnul chirurg. Poți te duci dacă ai treabă. Nu mă duc. Aștept să văd verdictul la medic să vedem ce mai trebuie făcut. Oricum, la un moment dat trebuie să schimba și bandajele. I-am pus pe ea cap. Și apoi... Domnule, noi spune că o să supraviețuiește da, pentru că prima, suntem... În prima săptămână o să mănânci prin, mai mult prin perfuzii, pentru că... Pentru furtună. Ce? Păi furtună, adică de-a perfuzii. Adică pe furtun, colegul, nu, prin perfuzii. Pe furtun. De-a perfuzii. Furtunul se pune un pic mai jos la burtă, la stomac, la împendic. Pun și un pic mai jos, dacă mă înțelegeți, să nu folosesc cuvântul urât. Furtuna e pentru altceva, în caz că nu mai poți face scaunul și cealaltă parte, să spun așa. Ei, da, o să-i punem. Și unul mare și unul mic. Prin perfuzii se pune calciu, tot ce ține de mâncare și da. Poate un pic de apă sau soluție. Sau glucoză. Depinde. Îți mai agresiv, pune și glucoză. Să poate revin. Pune mai multe. Colegul revin. Bun, domnul medic, trebuie să plătesc până la urmă sau? Dacă, apropo, trebuie să ne întrebați de nume. Poftim? Zic, trebuie să ne întrebați de nume. Să poate și acum. Da, trebuie să ne întrebați de nume, data naștere, să fac fișe medicale. Că totuși, tu s-a făcut operația aici, nu? Ia. Vedeți că am buletinul aici, am pus un ară de la spate. Stai, să văd. Îl iau eu, colegul? Oh, asta să-l iau eu.
Ai și tu o apă, nu, ai și tu om, ceva, o apă, da? Nu am apă, dar am alcool. Aolo. Nu, dacă vrei să te îmbeți. Ăla se bea după... Lămâie s-o iei. Poftim? Născut, să-ți mai zic. A, mai, dacă... Stai, colegu, că eu fac aici... Îl cheamă Lămâie. Să iei Lămâie, România, municipiul București, sectorul 1. Am înțeles. Este masculin? Serios? Da. Wow. Ne-a scopat 0-5 a... Data de 0-5 a... Stai că n-am văzut foarte bine. Colegul, stai, ce? 0-5 a... 0-5? Deci, stai puțin, pe ziua, în ziua 5 a... Da? A lunii a 12. Mhm. Data 69, nu? Sau anul 69. Anul, da. Cât ani a zis că are? Înainte de Hristos. Iar și Ponta, ce mai? 2019. Iliescu. 2019. Da. Pe ce are voce așa groasă, mă? Tu mai ajută cu dată până că l-ai. Noi suntem... Da, ce, clone, s-o luat ADN-ul din scuze, nu vreau să-i jignesc. Noi suntem 2040, domnule, că e sub nume. Da. Noi suntem prof, suntem profesioniști, domnule. Praf. Profesioniști. Bine, domnul medic, hai să nu-mi mai ține mult, îl voi duce eu acasă. Bun, sonei Lămâie. Vai mama lor de medici. A 12, a 2019. Hai, domnul medic, repede, că mă duc să plătesc și mă duc să-l duc eu acasă. Domnule, nu puteți să-l duceți, să-l duceți. Eu un curucior, nu-i problemă. Vârsta de 21 păi de nu ani. Puteți, cine îl îngrijește? Eu îl îngrijesc. Dacă tot am de păstă, el am eu grijă de el o lună de zile. Dau apă și mâncare. Este și a fost internat. Da. Din data de... 26-a 5-a. 26-a 5-a, 2000... 05 2040. O salar, ce? 3000 de euro. Până pe 26.06.2040. Păi, bă, what the fuck, 20 de ani ce faceți, mă? Nu 20 de ani. De la 2020 la 2040, sunt 20 de ani. E mai handicapat. Da, e mai handicapat, colegul, nu? Ați auzit dumneavoastră, nu știu. Da, prima dată 26.05.2020 până pe 26.06.2040. Marcele. E greu, mă, în poliție. Eu cred că v-a operat, nu în comă. Hai că dacă era conectat la aparate, mai ziceam și eu, da. Marcele. Zi-mă. E greu, în poliție. Ce faci, colegu? Aolo, e deja cineva aici? Colegu, fă-i și tu cu balonul. Bă, cine a... Eu știu respirația cu balonul, că văd că se cam înfundă cu nasul. Domnul ăsta ar cam avea și el nevoie de o operație. S-a spus domnul că am avut pe cineva aici. Să stea cu asta. Domnul, puteți să-mi așteptați un pic? Wow, da, o să încerc. Stai că-s masă aici pe masă. Am mai văzut o sală de operață mai acolo. Aveți card de sănătate? Domnule? Eu cu mine, eu... Nu aveți, domnule, card de sănătate? Am card, ba da, mama. Nu dumneavoastră, dumneavoastră. Zic de pe dacă masă. Dacă problemă, nu, zici pe domnul Lămâi. Deci eu trebuie să plătesc suma de 4.000 de euro. Ma, las că plătesc eu. Dau 6.000, haideți după mine. Se decontează la mine. La tine, la ala care a făcut operația. Păi, unde am făcut? Bine, mă. Piciorul. Haideți, domnule, mai repede. La care trebuie să dau banii? Stați, mă, că să bag eu de...